Mi-a tras atenția standul ăsta de fructe. Uitați-vă cât costă hribi aici. Arată fain, într-adevăr, dar 29 de euro kilu. Ar merge o afacere, nu? Mie îmi explodează capul numai când mă gândesc unde sunt și de ce sunt aici. Buongiorno și bună dimineața de aici, din Veneția. Astăzi o să plecăm înspre Bologna, unde o să îl așteptăm la aeroport pe Sorin, iar de astăzi încolo o să avem program comun. Despre ce program o să avem, o să vă spun un pic mai încolo. Am plecat înspre Bologna și pentru că avem foarte mult timp la dispoziție și nouă nu ne plac autostrăzile, am luat-o pe naționale. Hai să vedem cum arată naționalele italiene. La prima vedere sunt destul de aglomerate și înțeleg de ce, pentru că autostrăzile sunt destul de scumpe pe aici. Ieri am plătit vreo 10 euro pentru 100 și ceva de kilometri. Probabil de asta lumea preferă să meargă pe naționale. Acum vedem dacă chiar mergem foarte, foarte încet și greu. Ieșim la autostradă, dar noi preferăm pe naționale. Se circulă bine și prin Italia rurală. Mergem prin sate, mergem prin câmpuri cultivate și unele dintre ele culese deja. Am văzut foarte multe câmpuri de porumb, livezi de pomi fructifere, am văzut livezi de nuci. Interesant, interesantă și Italia rurală. Drumuri extraordinar de fotogenice. O plăcere să mergi pe ele. Am făcut și plinul la mașină. Aici în Italia e și mai ieftină motorina decât în Slovenia, și anume e 1,69 euro pe litru. Suntem foarte aproape de Ferrara. Am văzut pe hartă că suntem pe lângă un râu foarte mare. GPS a văzut că am luat-o pe altă cărare. M-am uitat și este vorba despre fluviu Po. Am fost foarte curios să văd cum arată aici. Am mai văzut fluviu la Torino. Mergem până lângă el. Hai să vedem cum arată. Și iată-ne pe malul fluviului Po. Cam așa arată. Mă așteptam să fie mai mare. O zonă foarte faină, amenajată cu locuri de campare. Un loc numai bun de odihnit un pic. Un drumuleț superb de-a lungul fluviului Po. Mai avem vreo 50 de kilometri, cred, până la Bologna. Deoarece avem o grămadă de timp, am intrat în orășelul Ferrara să căutăm o cafenea, să bem o cafea. O cafea originală, italiană, ar trebui să găsim pe aici. Hai să vedem. Suntem deja în centrul orașului Ferrara. Căutăm loc de parcare să bem o cafea. Am parcat mașina chiar aici în centru. O parcare supraetajată. Habar n-am cât costă, dar cât poate să coste? 1,20 prima oră. A, ai văzut tu, e bine. Și 1,80 după prima oră. Da, păi probabil nu stăm mai mult de o oră. Hai să vedem o terasă. Aici, în centru, undeva, să bem o cafeluță. Atmosferă foarte frumoasă aici. De fapt, ca în orice orășel italian.
Nu vreau. În orice orășel italian te oprești, clădirile toate sunt artă. Și atmosfera are ceva aparte. Eu cred că o să vreau și o înghețată, dacă găsesc una care să arate bine. Con amarena. Se pare că am nimerit exact în piața centrală din Ferrara. Foarte multe biciclete aici, am văzut că e la modă. Așa se cheamă orașul bicicletelor. Ai citit tu? Right. Într-adevăr, foarte multe biciclete, lumea right. Se plimbă cu bicicleta mai mult. Am nimerit pe o străduță foarte aglomerată, unde terasele toate sunt pline. Sper să găsim și noi un loc la o masă să bem o cafea. De fapt, astăzi e sâmbătă și cred că de asta toată lumea e la plimbare. Toată lumea e la terase. Aici n-are decât bere. Bere și kebab. Deci plin de biciclete, așa ceva. Numai prin Olanda am mai văzut așa ceva. Uite aici o terasuță, porcul, bem cafea. Ne-a venit și cafeluța, e o cafeluță espresso adevărat, Ramona Cappuccino. Da. Aici în centru orașului Ferrara. €2,70 ne-a costat un cappuccino și o cafea. Știu că unora vă place să vă spunem prețurile. O, Doamne, ce, se ceartă căței? Doamne, nu cumva să meargă pe jos. Nu cumva să meargă pe jos să se obosească, îți dai seama. Da, săracul câine, trebuie cărat în cărucior. Am văzut un semn cu înghețată. Hai să vedem, aici avem noroc. De un amarena, de o amarena. Bună de data asta. Hai să vedem. Nu avea amarena. Sper să nu plec din Italia până nu mănânc cu amarena, așa cum știu eu că trebuie să fie. Să-mi astâmpăr pofta. Mi-a tras atenția standul ăsta de fructe. Uitați-vă cât costă hribii aici. Arată fain, într-adevăr, dar €29 kilo. Ar merge o afacere, nu? Am plecat mai departe spre Bologna. Din nou avem timp foarte mult la dispoziție, că tocmai ne-a anunțat Sorin că avionul lui are întârziere. Asta e. Mergem încet, din nou pe naționale, mai ne oprim pe undeva. Vedem noi. Suntem în parcarea aeroportului. În câteva minute trebuie să aterizeze Sorin. O să luăm și de aici mai departe încă nu știu ce o să mai facem. Adică nu știu sigur, dar vom vedea pe parcursul vlogurilor următoare. Suntem în aeroport, în vreo 10 minute trebuie să aterizeze Sorin. Gata, a aterizat Sorin. Sorine, cum a fost zborul? Peripeții maxime, adică după ce am plecat de acasă, tot era ok, am verificat zborul cam la online de la Otopeni și arăta că e în timp. După ce eram la jumătatea drumului spre Otopeni, apare că e întârziere în 2 ore și ceva. Zic, mamă, frate. Pățești? Pățești. Deci plus 2 ore când vreau de margine de siguranță, 4 ore. Ai de capul. Mă duc da. În aeroport, stau pe acolo, ne cheamă până la urmă la așa. Și era lume cu copii, obosită, necăjită, supărată. Na, îți dai seama, întârziere, oameni de 4-5 ore în aeroport. Și erau niște angajate acolo după pult care făceau niște glume de alea de șantier și râdeau toate de mama focului. Și se smărgeau de râs, se pipăia una pe alta. Și am filmat-o pe una care o pipăia pe cealaltă. Băgase mâna, ai văzut pe TikTok, da? Și când, ca să vezi cât îți de viral Marcel pe TikTok. Deci când dau biletul să intrăm la avion,
Deci până nu ștergeți filmulețul, nu pleacă cred. Nimeni de aici. Pe cuvântul nu meu, cred. Băiat, ștergeți filmulețul. Serios, pe cuvântul meu. Nu pus cred. Și zic, femeie, faci ceva ilegal. Incredibil. Pentru că am filmat în spațiu public și uite, stau oamenii cu copii. Zice, nu mă interesează, până nu ștergeți filmulețul de pe TikTok. Am incredibil. Și erau oameni în spate, țipau, lasă-l domnule să treacă, zice, lasă-l domnule, era deja scandal, țipau copii, zic, dă-o, mama ești, a șters filmulețul, dar l-am în telefon, îți dai seama. Vai de capă. Deci a blocat tu și a pur și simplu, de zici, face viral, să mă, dacă... Da, foarte tare. Și țipa lumea în spate acolo și cum nu mai filmulețul pe TikTok. Noroc că l-am văzut. Bine, probabil deci multă lumea l-a văzut deja, se viraliza da, probabil. Da, se viraliza, îți dai seama că deja după 5 minute erau vreo 10.000 de oameni care l-au văzut de 5 minute, îți dai seama. Da. Deci așa mi-am dat seama că sunt viral pe TikTok. Foarte viral. Mergem înspre hotel și acum vreau să ne spună Sorin de ce suntem noi acum în Italia. Eu știu de fapt câte ceva. În primul rând o să sărbătorim ceva și anume 50.000 de abonați pe canalul lui Sorin. Și cum vom sărbători, ne va spune Sorin. Mie îmi pușcă capul numai că mă gândesc. Deci tot m-am gândit cum să sărbătorim și i-am spus la Marcel, am vorbit că el zic ai în București, am vorbit cu o formație să îi fac o surpriză cu muzică de asta sârbească, țigănească, frumoasă, tot felul și a zis că pleacă în Germania marți și atunci zic, hai mă, ce să facem și între timp primesc un mesaj de la Ferrari care m-au în pas de date ca și client și zice, domnul Constantinescu, avem o acțiune... Track day. Da, o acțiune la fabrică, la Maranello și la Fiorano pe pistă, niște circuit, niște... concursuri sau ce, competiții, verificări de mașini, da, să nu mai știu ce. Test drive. Da. Și dacă doriți să veniți, se desfășoară duminică și luni. Și zic, bă, eu zic, mai bună ocazie de asta să mă duc cu Marcel undeva, nu se poate. Și am dat mesaj repede și zic, Marcel, zic, plecăm la Ferrari. Asta când auzit, am nebunit. Cum la Ferrari? Zic, la Ferrari, zic. Ia-ți bilet de avion și plecăm la Ferrari, la Maranello. Vreau să-ți spun un secret. A plâns, nu mă nebun. Serios? Vorbesc foarte serios. Îți dai seama ce... Nici prin cele mai tari vise ale mele nu puteam imagina așa ceva. Și ajungem acum seara la Maranello, avem hotel de la Ferrari și mâine ne mutăm la alt hotel unde o să fie briefing-ul. O să ne luăm mașinile, fiecare o să avem o mașină, eu o mașină, Ramona o mașină, Marcel o mașină. Iar plâng. Ne duc și prin fabrică să ne arate cum se face Ferrari, dacă piese chinezești sau zâraia originale italiene, că toată lumea a suspectat. Și o să fie fain, adică o să fie deosebit. Prima dată când mi-au spus că au două locuri și știu cât Ramona cât își dorește și ea să conducă, mai ales că a fost și la raliuri și am spus la fată, zic, bagă-mă pe mine locul Ramonei, că putea să vină fiecare dintre cei noi doi cu câte un însoțitor. Și atunci zic, bagă-mă pe mine locul Ramonei, că eu am mai fost pe aici, am condus de multe ori și am avut Ferrari și asta zic, pune-o pe Ramona. Și a pus-o pe Ramona și după vreo două, trei ori ți-a zis că m-a găsit din asta un slot, domnul Constantinescu. Zic, nu, mai bine, că conducem... Conducem toți trei, și programase să filmez de pe margine. Da, deja am luat în colțul ultimii. Deci cam asta o să fie cei 50.000 de abonați sărbătorim și vedem, continuăm petrecerea după aia în țară. Adică pe viteză înainte și la abonați. Exact, da. Mulțumim mult, Sorine! Mulțumim. Hai să vedem ce iese! Cu mare drag și plăcerea de partea mea. Suntem deja în Maranello. La mama lui Ferrari acasă. Nici în visele mele nu credeam că ajung eu aici. În prima fază mergem să ne luăm cazarea în primire și după aia vedem ce activități mai facem. Ai! Era un speed hump. Gata, iată-ne cazați exact lângă fabrica Ferrari. Circuitul. Hotelul se cheamă Maranello sau ceva de genul. Haideți să vă arătăm și vouă cum arată camera. Și anume cam așa, un pat de vreo 6 persoane, foarte mare, baie exemplar decurată. Acolo ce mai e portul?
Un dressing. Da, da, dressing. Dressing minibar. De făcut ceai. De fapt e un fel de dressing bucătărie. Superb, n-am ce să zic. Absolut superb. Avem și balconel. Sau n-avem? Avem? N-avem. Să zicem. Un semi-balcon, adică putem ieși până aici. Acolo e cârtițoiul. Chiar în fața noastră. Cam asta a fost și vlogul de astăzi. O să stăm un pic să ne liniștim. Ne schimbăm de haine, facem un duș și după aia vom merge la un restaurant. Din nou a ales Sorin un restaurant foarte tare. Până la următorul vlog, care cu siguranță va fi o nebunie, ceea ce se va întâmpla de mâine încolo e peste puterile mele de a înțelege. Mie îmi explodează capul numai când mă gândesc unde sunt și de ce sunt aici. Am niște emoții de nu mai pot, trebuie să recunosc. Până la următorul vlog, eu vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți. Vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la acest canal, mulțumesc tuturor membrilor și bineînțeles îi mulțumim lui Sorin pentru această surpriză absolut incredibilă. Până la următorul vlog, de aici din Maranello, Italia, vă spunem la revedere!